După ce ai petrecut de sărbători, întoarcerea la lucru poate fi umbrită de simptomele neplăcute ale mahmurelii. Dureri de cap, stări de grață, sensibilitatea la lumină și la zgomote puternice. Din fericire, există leacuri pentru toate acestea. Se spune că prevenția este cea mai bună cură pentru mahmureală, adică mai bine ar fi să consumi alcool moderat decât să fii nevoit să apelezi la tot felul de tratamente antimahmureală. Totuși, nu este o regulă ca simptomele specifice mahmurelii să apară după un consum excesiv de alcool, spun specialiștii. Ați băut sau ați mâncat prea mult în noaptea de Revelion, iar acum la farmacie este închis? Nu-i nicio problemă, leacurile bunicii vă pot veni în ajutor. Ardeiul iute sau zeama de varză sunt doar câteva tratamente naturiste care ar putea să vă repună din nou pe picioare. Bananele, mierea și lămâile îți iau grața cu mâna, mai spun bătrânii. Pentru că organismul are nevoie de energie după ce s-a luptat să digere cârnații și sarmalele, este recomandat consumul de orez, pâine prăjită sau murături. Cel mai bun remediu pentru mahmureală, spun specialiștii, este însă apa. Pentru recuperare sunt necesare cel puțin 8 pahare pe zi. Atenție! Mahmureala se poate instala și în condițiile unui consum mai redus de alcool, dacă ați băut pe stomacul gol sau dacă nu ați dormit suficient înainte. Tot pentru atenuarea senzației de grață, dar și pentru relaxarea aparatului digestiv, specialiștii mai recomandă infuzia de mentă sau mestecarea frunzelor de mentă proaspete.